arătat acum că a zis domnul ăsta încoace, nu m-ai crezut. Nu mă crezi niciodată. Au făcut senzație în Asia Express. Formează o echipă pe scenă, iar dincolo de ea sunt cei mai buni prieteni, Cocuța și Bogdan Boanta. Uite, lucrăm și o mare realizare este că de 5 ani îi facem spectacolele Deliei la Sala Palatului. Primul ei spectacol la Sala Palatului a fost împreună cu noi și de atunci lucrăm împreună la toate spectacolele minunate și cele mai speciale pe care le-a adus ea pe scena Sălii Palatului și cred eu că fiecare spectacol este ceva special și are o super poveste la care lucrăm și am lucrat de fiecare dată mult. Eu eram acasă și el era concurent la emisiunea Cu Dans. Cu Dans. Da, la emisiunea Cu Dans. Și eu urmăream pe Silvia, prietena mea cea mai bună. Ea intrase recent în baletul acelei emisiuni și eu mă uitam, eu eram la o altă emisiune cu un pas înainte. Ah, stai, deci tu nu erai acolo la început. Nu, deci eu am ajuns la acea emisiune în sezonul 4, pentru că până în sezonul 4 lucram la altă echipă de producție, la un serial. Și Silvia intrase recent. Eu nu mai eram în balet, eu nu mai eram concurent. Păi nu, dar eu când te-am văzut, când eu lucram la altă echipă de producție, tu erai concurent. Și eu mă uitam la televizor să o văd pe prietena mea, să văd ce dansează, cum dansează. Și între timp îl văd pe el și cazul lui și el la televizor care plângea și așa. Și zic, uite-l și pe ăsta ce plânge acolo, ce penibil. Băiat plânge la televizor. Te bat cu pat. Și asta a fost prima mea imagine despre el și cred că chiar vorbeam cu Silvia. Zic, cine băiatul ăla plânge așa la fiecare emisiune? Nu știu. Mai târziu am intrat în echipă coregraf în sezonul 4 și ne-am cunoscut și față în față. Nici atunci n-a fost o chimie aparte pentru că el nu m-a plăcut deloc. Adică îi păream foarte nesuferită. Îți spun și de ce. Pentru că nu ți-am mai zis. Nu, mă. Nu suportă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ți-am mai explicat că nu despre asta a fost vorba. Nu, dar eu eram intras în proaspăt în baletul emisiunii. Și îmi doream foarte mult pentru că învățam alte stiluri de dans pentru prima oară în viață, eu făcând doar dans sportiv. Și îmi doream să învăț așa și tot timpul ea când intra în sală, într-adevăr se știa cu toată lumea și deschidea ușa și se oprea efectiv repetiția și toți erau Cocuța, Cocuța și toți mergeau și eu eram, avem repetiție, lăsați-o, știi? Și intra așa cu... Se știa cu toată lumea, eu fiind la început nu prea mă așa cu lumea, știi, nu mă integrasem și toți... Vezi? Dar nu eram invidios sau ceva, asta spun, dar pur și simplu avea o atitudine asta de... pe care o are și acum, că și oamenii când o cunosc la început zic că nu se poate înțelege, nu se pot înțelege cu ea, dar după aia o iubește, n-ai cum să mai iubești. Nu ne-am suferit la început, asta e ideea. Deci nu v-ați suferit la început. Glumesc! Da, și asta fiind acum mulți ani. Adică pe voi vă leagă o prietenie de peste 12 ani. Da. De peste chiar, mi se pare. Da, 12 ani. Da. Nu știu, 2007. Păi și cum s-a produs acel moment culminant, acea explozie, acea cometă care a picat peste voi de prietenie? Eu fiind un om minunat, n-am mai fost la un moment dat să nu cer să mă... Și probabil că... Nu mă, i-a plăcut foarte mult de mine cum dansam, asta era, asta e. Și n-am mai putut. A trecut peste orice penibil al meu plângând la televizor și a zis, bă, nu, eu pe ăsta vreau să-mi fie partener și așa mai departe. Asta a fost, asta e adevărul. M-a luat, m-a dus la munte, mi-a făcut vrăj și gata, aia a fost. Tu vâzește că stăm pe loc, ne întoarcem la mare. Și ce vrei să fac, Andra? N-am văzut niciodată. E a doua oară când fac asta, cum vrei să fac? Dă-mi coace, că ne ducem la mare. Dă-mi coa. Poftim, na. Una, două, trei. Îți dai seama că un numitor comun avem și, clar, suntem doi oameni creativi, suntem... doi vărsători jet by jet. Na, suntem, e clar că ne știm mai de mult pe viața asta și e clar că na, am avut o chimie, ne-am devenit foarte buni prieteni.
Și da, are dreptate. După un timp chiar l-am admirat foarte tare ca dansator. Vezi? Vezi de ce nu voiam eu și mă enervam când intrai în sală? Că eu de fapt voiam să evoluez ca să pot să dansez cu ea. Ea zice că eram invidios. Nu, eu de fapt voiam să intru în grații. De-aia mă enerva când se întrerupea repetiția. Îl întrebam și m-a ajutat. Dar au fost momente în care v-ați gândit să vă lăsați de treaba asta? Că nu este pentru voi, sau ați clacat, sau a fost un moment poate neplăcut în viață, un moment în care cineva v-a dezamăgit și a zis că, băi, nu mai merge, cred că trebuie să mă las de dansuri, nu mai pot. Măi, sunt, tot timpul există momente, uite, momente grele, cum s-a întâmplat și acum cu nenorocirea asta cu coronavirusul, care te descurajează oarecum, în sensul că am muncit foarte mulți ani și ne-am dorit foarte tare să deschidem această sală de dans și ne-am împlinit acest vis și când am început să-l trăim și să ne bucurăm foarte mult de el, uite, a trebuit să